Unele persoane care zic că voi dacă sunteți influenceri, voi trebuie toți ascultați toate părerile, ca și când influencerii nu sunt oameni și nu au emoții. Noi putem spune că investiția ta inițială în Instagram a fost de 5.000 de euro. Pot să zic că a fost în dezvoltarea mea. Scandalul cu la Chistol. Voi ați făcut asta pentru că înțelegeți că provoacă interes pentru audiență și poate să vină un număr de urmăritori suplimentar? Și iată v-ați pomenit după nuntă. Uh -huh. Oameni care n-au trăit niciodată împreună. Primul an a fost foarte complicat. Să fie totul bine în familie, e foarte simplu. Tu să-ți asculti soțul tău. Casa este undeva aici, în zona municipiului Chișinău. Uh, costă peste 300 000. de mii. Dar asta cumva tine a tine o marcat ca tu după să uh, amâni conceperea unui al doilea copil. Oh, eu dacă a spus prea să spun. <laughs> Durerea cea mai mare când îți bagă și mâine să scot copil. Rodica Untilă este invitată a interviului fără protocol de astăzi, creatoare de conținut pe Instagram și pe alte rețele de socializare. Eu de câțiva ani te tot urmăresc pe rețelele de socializare și. Zic că-i timpul să spunem secretul popularității. <fie> da. <fie> tu ai peste 250.000 de urmăritori pe Instagram uh -huh. și e acumulat în câțiva ani. Da. Uh, relativ rapid ai strâns 100 de mii în, da, da, da. într-un an practic ai adunat 100 de mii și vreau să discutăm azi mult despre Instagram dar să o luăm pe rând uh -huh, bine. am un subiect pe care uh, îl discut de fiecare dată când vine un influencer aici în, uh -huh. în platou uh, oamenii care creează conținut pe internet în special uh, pe Instagram în ultima perioadă uh, câștigă foarte mulți bani și uh, ți ți pare corect că un influencer care s-ar putea să nu aibă studii superioare finalizate să primească mai mult decât un medic foarte bun profesionist cu experiență de 10 de ani în spate sau decât un profesor care a crescut zeci de generații deci, vreau să spun în primul rând că la mine era așa o vorbă, se spunea că e influencer peste noapte, dar, de fapt, pentru a ajunge un influencer, eu am și studi în medicină, am finalizat Universitatea de Medicină și Farmacie Nicolae Testimețanu, păi, pe pentru a ajunge la această cifră, și chiar dacă eu am crescut într-un an cu 100.000 de, de urmăritori, eu, pentru a ajunge să am acest rezultat, am parcurs un drum. Deci eu am avut și un magazin online când era copilul meu mic, am început să-l dezvolt, am lucrat foarte mult și am avut și o experiență în domeniu. Eu am, era o afacere cu haine pentru copii, eu făceam comenzi, livrări, luam legătura cu clienții, promovam produsele. La asta încă o să ajungem. Da. Eu vreau, per general, Adică nu concret exemplul tău, chiar și al meu. Adică eu care nu am studii gen în medicină, prin activitatea pe care o fac pe rețelele de socializare, câștig mai mult decât un medic. Și iată e o dilemă și pentru mine. Vezi de că exemplu. situația dată e la noi în Republica Moldova, dar peste hotare medicii, de exemplu, câștigă mai mult. Și sunt anumite profesii chiar eu am fost cu fetița mea acum la cursuri de IT, pentru că IT-ul tot este foarte remunerat. Adică sunt anumite domenii pentru că influencer ține de marketing de promovare și respectiv promovările și vizibilitatea asta online, dacă tu ajungi să poți presta asemenea servicii și dacă se achită un preț pe asta și dacă e solicitat, de ce să, să nu costești și să nu se plătească? Eu sunt sigur că sunt și la noi medici care câștigă foarte, foarte bine, da? la fel cum și influencerii sunt de diverse categorii ce ține de câștigul pe care îl au. Acest interviu se să apară pe YouTube și cu siguranță o să fie oameni care nu te cunosc sau te cunosc foarte puțin, tu cum mai descrie ceea ce faci tu? Despre ce vorbești pe pagina ta de Instagram și pe rețelele tale. Deci blogul meu este Lifestyle, anume viața mea de zi cu zi, de la relații de familie, de cor, casă, organizare, rețete, make-up, outfituri, motivații foarte mult, energie, idei, vacanțe uneori, de deci nu, scopuri Deci tu practic ai luat tot ce este <laughs> interesant pentru public și ai zis că o să fac și despre asta și despre asta pentru că chiar toți prezintă caracterizează interes. Știi? Și eu sunt genul de persoană care dacă aș fi într-o anumită direcție, doar m-aș plictisi. Adică eu mă regăsesc în foarte multe lucruri și fac asta așa în ansamblu. Dar e solicitant pentru tine? E ca un job full time sau totul foarte lejer? Prieteni, bună dimineața, eu sunt flocoasă, dacă <laughs> vă salut. Cum funcționează? Deci... Eu nu iau 100% job, dar nici nu iau ca ceva foarte ușor, pentru că eu am anumite responsabilități și da, pentru mine e importantă imaginea, adică eu pot să apar și nemachiată, dar nu cu capul murdar, de exemplu, pentru că dincolo de ecran sunt zeci de mii de oameni care pe tine te urmăresc zilnic și respectiv tu nu vorbești cu telefonul, dar cu oamenii, ei sunt ca oaspeți în casa ta, în viața ta și eu chiar și dacă nu apar, de exemplu, pe nu-mi permit cumva să arăt cum n-aș fi eu de fapt, adică mi-e -mi place să fiu îngrijită. Dar știi că publicului îi place când mai ești flocoasă, când mergi cu rupte la sub braț Nu sau? mă motivează <laughs> Nu mă motivează așa ceva <laughs> adică... pentru că, înțelegi, tu spui despre varianta simplă varianta simplă, un tricou pătat și niște leghi și pentru fiecare Dar de ce tu să nu încerci să arăți mai bine, să depuni un efort să te vadă soțul tău nu doar de sărbători frumoase dar atrăgătoare în fiecare zi acasă Pentru că... Bine, să faci și pentru tine, să te da. uite, în oglindă și să-ți placă Dar eu nu am nimic împotriva nici celor care aleg să apar... Așa cum îi da, vede da, de zi zic. Le zic, cum, le zic de ce? Arăt viața reală. Cei care cumva ridic standardele, cineva care arată doar sau apare doar frumoasă pe storie, îți creează impresia că ea mereu este așa și apar frustrări la alte fetiți sau femei care urmăresc. Eu nu zic cât de frumoasă, dar pentru că eu nu mereu am eu câteodată sunt cu părul prins, nemachiată. Cât de cât, cât, ok, dar eu spun din punctul meu de vedere, da, eu nu spun că așa trebuie să fac toți, eu spun propriile mele păreri vis-a-vis -vis de acest subiect. Mie îmi plac femeile îngrijite. Jus Consult, cetățenie română, îți oferă sprijin și ghidaj la perfectarea actelor românești. Ai depus jurământul de credință sau urmează să-l depui în scurt timp? Etapa următoare este transcrierea actelor de stare civilă românești. Certificatul de naștere sau de căsătorie se transcriu doar în baza unei programări prealabile, iar de toate astea se ocupă just consult cetățenie română. Termenul legal pentru transcrierea actelor este de 60 de zile, iar cu just consult ești sigur că actele obținute sunt perfectate anume pe cale legală. Până în prezent, peste 400.000 de, de moldoveni au obținut actele cu just consult. Sună la numărul afișat pe ecran și află mai multe detalii. Tu spuneai într-un interviu că de mic îți doreai să devii populară, să fii cunoscută de multă lume. Ai devenit, ești cunoscută de sute de mii de oameni. Cum te simți în ipostaza asta? Deci, da, la mine a fost așa din copilărie, aveam eu un gând să fiu urmărită de foarte mulți oameni. Nu știu, poate foarte mulți asta și-a dorit de mic copil și la mine s-a întâmplat să fie. Și într-adevăr, eu am rămas un om simplu care sunt și datorită iată rețelilor de socializare, noi numai decât să fii cântăreață sau vedetă sau tu poți fi un om simplu și pe tine oamenii să te urmărească dacă ești interesant. Da. Adică visul tău din copilărie cumva a devenit uh, realitate da. Și ceea ce îți imaginai tu atunci când erai copil Că asta înseamnă popularitatea Pentru că ea vine la pachet și cu bătăi de cap Cred că nu m-am gândit foarte mult la consecință <laughs> Dar știi de ce? Că noi punem ochelarii roz și mereu vedem doar partea pozitivă Dar care este cealaltă parte a popularității? Latura uh, Da, este și partea mai puțin plăcută Пшанумі Уніле judecăți, da, oameni care discut, pentru că eu când am început a fi activă pe Instagram, în general erau foarte puțini blogeri și mulți nu mă înțelegeau. Credeam că eu filmez pur și simplu ca să mă laud, să arăt casa mea, viața mea, să eu vedeam cum funcționează Instagramul peste hotare și mi foarte mult. Eu mă uitam la alți blogeri cum fac despachetări, cum vorbesc despre produse, fac rețete și eu mă vedeam, zic asta așa de fan. vreau și eu, eu când văd ceva la cineva și îmi place, zic vreau și eu. Și eu am început să fac asta, auzeam diverse discuții, vorbe, nu toți mă susțineau, dar eu știam că asta îmi doresc și mi-am pus ca scop și am zis că trebuie să mă focusez într-adevăr pe ceea ce eu vreau. Și da, desigur, tu orice nu ai face, oricum o să fie, că faci bine, că mai puțin bine, depinde doar de tine să mergi înainte. Adică nu te oprește hate -ul. Nu te influențează negativ, nu poți. Sau îi face să fii mai plac publicului, poate. Deci, de normal că trebuie să rămâi fidel convingerilor tale, da? pentru că azi o să spune cineva că îmi place de tine, mâine nu-i place de tine și tu să te schimbează într-un fel, mâine în alt fel, asta nu e ok. Trebuie să rămâi ferm convingerilor tale și deja fiecare ce ești cu mare. Adică trebuie să-ți cunoști foarte mult pe tine și da, sunt momente care sunt și eu emotivă, poate mă afectează, dar dar cumva încerc să merg înainte. Sunt și eu om, am sentimente, că sunt unele persoane care zic că hey, voi dacă sunteți influencer, voi trebuie toți să ascultați toate părerile. Ca și când influencerii nu sunt oameni și nu au emoții, știi? Nu, pe mine mă amuză argumentul ăsta. Imaginează situația că tu stai într-o încăpere și vin 10 oameni și îți pun uh, critică după critică. Tu ai reacționat într-un anumit fel. Dar ei, haterii, de fapt vor ca tu să lași capul în pământ, să fii de acord cu ei, indiferent ce aberații scriu. Eu am înțeles că tu îi blochezi pe cei care scriu aberații pe pagina ta. Continui cu asta? Uh, depinde foarte mult, da, pentru că dacă se agață de familie, de copil, foarte mult uh, depinde de felul în care omul scrie mesaj. Dacă spuneți te ca eu ți-aș sugera sau se simte, da, mai ales dacă tu când citești zeci de mesaje, uh, zilnic, sute de mesaje, tu deja îți dai seama emoțiile, energia omului și um, dacă mă afectează, da, pentru că o persoană care nu te respectă și ți-a scris de rău, pentru ce să te și să scrie odată și a doua oară și a treia oară, oricum e să-l Și ai multe persoane în lista de blocați? Nu cred că foarte multe. Sute, mii? Vreo două <laughs> sute. <laughs> cred că da, așa sau nu știu cât. <laughs> și nu apar ăștia de pe alte pagini. Rodica, deblochează-mă da, că nu am vrut să caz. spun cu rău. Da, sunt și așa. Nu... Câteodată poți să te blochezi. Depinde, depinde, știi? Despre tine se știe mai mult, în special de când tu vorbești mai mult despre familia ta, despre viața ta, de la pandemie încoace, adică de vreo patru ani. Tu ai fost la un interviu unde ți-a adresat întrebări scurte și tu răspundeai și la întrebarea ce se știe mai puțin despre tine. Tu ai zis despre copilărie, practic nu se știe nimic. A fost ceva în copilărie ce te-a marcat și ți-a influențat cumva parcursul? Nu pot să zic că a fost ceva anume, a fost o copilărie frumoasă cu părinții iubitori care au avut grijă de mine și de fratele meu, petrecut la bunici ceva, de asta poate și foarte mult nu am dezvoltat acest subiect, nu a fost ceva special sau care să, să vorbesc. T ai un frate cu 8 ani mai mic decât tine, ziceai că ai fost și soră și mamă pentru el. Da, eu foarte atașat, de fapt și suntem atașați unul față de altul, am cu foarte mult timp împreună, peste tot îl luam cu mine, aveam grijă de el, făceam temele, făceam și mâncare și um, aveam așa o relație frumoasă. Mie înainte îmi părea știi diferența asta de 8 ani foarte mare de vârstă, dar acum văd ca ceva normal. Dar care a fost relația ta cu părinții? Relația mea cu părinții a fost în felul următor. Tatăl meu este foarte calm, o persoană care eu cred că am moștinit asta de la el. El foarte, foarte greu se enervează, mereu foarte multă dragoste mi-a oferit, foarte mult m-a Adică a lucrat împreună cu mama ca să nu ne lipsească nimic. Mama a fost persoana așa mai seziară, care rodica învață așa, învață mai bine, fă asta, du-te acolo, așa mai... O persoană puternică este mama într-adevăr și foarte multe principii bune din viață le-am luat din familia mea. Dar în ce domeniu? O mică afacere. Aceste... Nu spui, este secret de stat. Ceva vând, da. Aha. Deci comercializăm. Secret de stat. <laughs> <laughs> uh, și nu ai vrut să preiești tu practica asta? Eu ca tare sunt foarte bună în vânzări pentru că am început cu magazinul online de haine pentru copii și am început cu o cunoscută și a zis uite vreau să facem asta împreună pentru că tu ai o calitate foarte bună și tu poți să vinzi foarte bine și într-adevăr eu cred că magazinul nostru a avut un succes mare datorită faptului că eu am știut să vând și mie nu mi-a fost rușine să ies cu pungile de haine, că noi deodată luam stoc de haine și ieșeam și, și afară în curte. Unele vecinii poate se de mine, însă mie nu mi a fost rușine ca eu să propun, doriți asta, asta. Serios? Tu în curte da, vindeai haine? Da, da, adică nu că în curte, de exemplu, dacă noi ne întâlneam acolo cu gașca de fete, de mămici. Eu puteam să iau o pungă cu niște lucruri, da? niște grafii, niște body, niște da și eu le, le arătam, adică eu nu văd asta ceva deranjat. Nu, e chestie ei, aici e în sânge stofa asta de da? știi, se, se spune de fapt că noi suntem, da, eu, suntem generația neamului nostru, anumite calități luăm de la un părinte, de la un bunel, de la unul, de la altă, și asta până la urmă se adună în noi. Dar noi suntem de o vârstă, am impresia. Da, eu sunt din 90. A, eu din de 91. Deci eu sunt mai mare. Okay. Da, eu sunt tante. tante, <laughs> Rodica. Eu când aud pe Instagram, doamnă, Rodica, zic, dar chiar să așa, doamnă. Dar știi care-i faza? Eu acum stăteam și mă gândeam că femeile și bărbații de 32 de ani, deja suntem noi. Da, 33. și până acum îmi păreau deci... așa din vârstă. de 30. Eu când mă gândeam, are peste 30 de ani bărbatul să ăsta. Sau, acum când aud la știri un bărbat de 21 de ani, voi glumeți? Copilul ăla? Da, da, da. Da, da, da. Sau... da vârsta aceasta. Da, da. Știi, și îmi place foarte mult vârsta asta. De ce? Pentru că, în primul rând, tu deja ai o, o experiență. Nu ești cel de la 20 de ani. Ea e, de exemplu, în cazul meu, familie, copil, fericit, împlinit, realizat ca persoană. Poți să zici că este o vârstă în care foarte multe persoane sunt realizate. Tu te-ai cunoscut cu soțul tău la 15 ani, la 18 ați început să fiți împreună uh -huh. și vreau să povestești un pic cum a început totul, cine a fost cel care a dat de înțeles că vrea mai mult decât o simplă prietenie? Deci nou ne-a făcut din start cunoștință o prietenă comună la discotecă, ne-am văzut, așa nu a fost dragoste la prima vedere. eu aveam 15 ani, noi aveam diferența de vârstă de 3 ani, el 18, -mi se, noi am încercat să ieșim de câteva ori atunci și după care... Peste trei ani de zile tocmai ne mai intersectam, mai eram în cercuri comune, poate la frigărui undeva mai ieșeam, dar nu era așa nimic și deja când îmi plinisem eu 18 ani am început mai des să ne sunăm, să discutăm, soțul mi-a spus recent că odată m-a sunat și ne a plăcut cum eu i-am răspuns. Și eu, eu stăteam și mi-aduc și -mi aminte și zic, dar nu -mi țin minte. Adică poate ceva, nu a fost deodată, că dragoste și wow. Dar după ce noi am început să ne întâlnim de la 18 ani, am întâlnit 5 ani de zile. Dar nu a fost genul de întâlnire ca să locuim împreună. Noi mă duceam la părinți, părinții mei au și casă în satul unitate tatăl meu și soțul meu în răzeni, ia și ne duceam la disco, vara tot la casă eram, ieșeam împreună, deci așa un gen de relație a fost, patru ani de zile, cinci ani de zile, dar deja cincile ani eu deja începeam să mă plictisesc pentru că îmi părea una și aceeași și am început așa să fiu un pic mai rece și soțul meu s-a pus cam pe gânduri, ce că adică o chem, nu vrea să vină, ea deja nu știu ce, stă prea mult la oraș, nu vine și iată, când am început eu așa să fiu un pic mai rece, atunci nu aia a fost tăi pe joc. Așa l-ai grăbit. A spune cum a fost cererea în căsătorie. A, ceva frumos, da. romantic. Yeah. Cererea de căsătorie a fost rom frumos, romantic, cu trandafir la restaurant, pus în genunchi cu el, cu tot uh, cum trebuie. Foarte emoționant pentru soțul meu a fost faptul că m-a cerut de la tata meu, el avea niște emoții foarte mari pentru că uh, nici nu a stat la foarte mari discuții cu tata, nu erau prieteni și a intrat prima dată la noi. Tata a vorbit uh, Eu zic că un bărbat adevărat cu el. Eu zis că eu niciodată nu am lovit-o, nu am obișnuit-o, foarte mult o iubesc, chiar era jalec. <laughs> Mă mărit, pentru că tata când venea de la muncă, eu mereu îi puneam masa, cumva ofeream unele lucruri care ca o, ca o fată, da? Și îmi, el a vorbit așa cam dur cu el, dar i-a zis că tu știi că asta nu-i glumă, nu-i pe zi, pe două, e o responsabilitate și, și soțul meu s-a ținut Adică el a insistat, Da, i-a promis că și... tot o să fie bine, dar îți imaginezi cum stau și mă pun în situația soțului meu, pentru că ai și tu o vârstă, um, 26 el avea, tot nu ești foarte, foarte stabil, foarte așa și oricum e o responsabilitate mare și el așa să a ținut, chiar e bravo. Și iată v-ați pomenit după nuntă, uh -huh. oameni care n-au trăit niciodată împreună, într-aceeași casă, uh -huh mai descoperi anumite chestii la soț deja care poate nu-ți plac, el descoperi la tine, să încep anumite discuții. A fost complicat primul an? Primul an a fost foarte complicat. Eu cred că dacă nu era dragoste, respect, nu știu cum avea să fie, pentru că noi suntem două caractere foarte diferite. Deci soțul meu foarte repede se aprinde, foarte repede se enervează. Eu uh, pot să stau, să ascult, să mă duc în altă odaie, pe el asta îl enervează. Uh, și atunci eu tot așa eram câteodată, puteam și eu să reacționez, fiu mai aprins, să zic, da, de ce așa, dar nu așa, pentru că noi venim din familii diferite, cu principii diferite. Și până la urmă urmează doi oameni diferiți, să familia lor. Și primul an, pot să zic, foarte mult noi ne-am cunoscut, am comunicat, eu am început să înțeleg tot de, de mai multe ori, de exemplu, făceam aceeași greșeală, zic, asta lui, de exemplu, nu-i place, sau trebuie să fac așa, să ascult așa, să fiu mai înțeleaptă și, și încet, încet... Ai mai lăsat de la tine? Da, când trebuie, mi lăsat și el îi lasă, adică la noi totul este reciproc. Dar era riscul să divorțați? Adică divorțați? Nu, cred. Noi n-am făcut niciodată valizele, să ne ducem de acasă. Nu a fost genul că nu discut cu tine, azi nu discut, mâine discut. Adică așa, așa e la noi. Nu e că trândești ușa, arunci farfurii. Nu. Dar cât e de important ca un cuplu să și trăiască împreună până la, la nuntă? Deci, eu nu cred că asta e foarte important, mai ales când e vorba de o vârstă tragică, pentru ce? Femeie ce se fac? să facă? Să spele haine, să facă mâncare, să aibă grijă de bărbat, să fie soții pentru el, dar deci nici n-a cerut în căsătorie. Eu nu văd asta ca ceva wow. Adică tu ești de părerea că trebuie să fie un cuplu, fiecare la casa lui sau căsătorit și deja să da. să fie împreună. Da, eu chiar așa și vreau să zic și fiicele mele, dar adică eu așa am poziționez. Și mine. la un moment dat te pomenești cu un om pe care tu practic nu-l cunoști, care are niște obiceiuri proaste, care te irit în casă și poate și varză la multe alte chestii Dar de treburile Dar ideea ca asta. știi care? Eu am văzut, tu vezi doar calitățile omului de alături, tu vezi cum el se comportă cu mama lui, cu sora lui, în familie, ce principii are, cum vorbește de alți oameni. Eu am văzut că el este bun, că el este omenos, că el face parte dintr-o familie foarte bună, că au principii de viață. Adică eu nu m-am căsătorit cu ochii închiși. nu am avut anumite momente ce ține de caracterul nostru, dar eu știam că el este un om bun și așa și este are o inimă foarte mare și eu cred că trebuie să atrage atenție la persoană. Dar iată, după căsătorie, care ar trebui să fie rolul în familie a soției și respectiv a soțului? Cum crezi? Eu cred că soția trebuie să aibă grijă de soțul ei, alimentar, mâncare, ordine, tot ce -ți -ți ce ține de treburile case, dar cea, cea mai mare regulă în familie și ca în genere să fie totul bine în familie e foarte simplu. Tu să-ți asculti soțul tău. E atât pentru cineva, pentru un bărbat poate e important să fie totul la patru acea ideal. Pentru un bărbat poate e important altceva. Adică soțul ți până la urmă îți pune ce e important pentru el. Dar dacă pentru el e important, dar pentru tine nu. Și tu trebuie să asculți pentru că ești soție? Um, El poate îți spune că aici trebuie să fii tot curat, nu, ia cum, mă, și fă. Cumva nu? te mai gândești să mai lege. dar eu cred că e ok ca în casă să fie ordine. Adică despre ce noi să lucruri elementare, nu știi? Eu am citit un comentariu pe TikTok. Mi-am adus acum aminte că casa noi am construit-o pentru filmări, nu pentru a trăi. Voi. Da, da, da. Adică eu văd ceva normal ca în casă să fie curat. Dar cine face curat? Diferit. Nu la voi în casă, în general, cine trebuie să facă curat într-un cuplu? La noi îți spun cum ne-am înțeles, soțul face pe afară, el a locuit la casă pe pământ, are grijă de terasă, tot ce ține de afară, dacă e nevoie să mă ajute, de exemplu, când copilul era mic și aveam nevoie de ajutor, el m-a ajutat pe mine. Când și eu cum reușesc, pot să mă chem în clinic o dată în lună, două, două luni, adică sunt... sunt... Cine face mâncare? sau noi să am Noi adică eu am noroc, nu poți zici că e o regulă, înțelege? Fiecare e diferit, nu poți zice că dacă nu e așa, la toți trebuie să fie așa. Sosul meu îi place să gătească, iată el când are timp liber poate să uite pe YouTube la diverse rețete și are rețete care ies foarte bine, borș scărzut, frigărui, grătar face, are lui iepure la cea un și, și, divers, lui place să gătească și câteodată în weekend el chiar așa se relaxează. Dacă, de exemplu, e la muncă și normal eu n-am să-l aștept să vii de la muncă, de mâncare, da? Sau cumva mai comanzi ceva. Sunt diverse cazuri. Bugetul comun sau separat în familie? Comun. De ce? O, pentru că e familie. Adică noi avem scopuri comune, noi facem lucruri împreună comune și dar, bugetul trebuie să fie comun. Dar la pe lângă noi un buget așa. comun să aibă și fiecare ceva separat sau voi trebuie să știți fiecare leuț pe care îl are celălalt? nu tare numărăm una și alta, pentru că la noi scopurile sunt comune. Și apropo, scopurile astea comune, când uh, am ambii merg într-o direcție, foarte tare unește familia. Și familia e foarte, foarte importantă, pentru că până la urmă bugetul e buget. Dar uh, relația care o ai, poți ai câți bani n-ai avea, dar dacă nu ai o relație armonioasă în familie, pentru ce ți, -ți trebuie bani? Uh. Dacă femeia câștigă mai mult decât bărbatul, cum crezi? Asta e normal sau ar trebui bărbatul să depună efort să câștige mai mult? Eu pot zic că aceasta nu este o regulă pentru că sunt diverse momente în viață și tu, de exemplu, în afară ești cineva, ai intrat în casă, tu ești soție. Și tu trebuie să-ți îndeplinești funcționalul de soție, de fie. Eu văd asta ca ceva. Dar o femeie care câștigă, de exemplu, ea 90% din bugetul familiei, yeah. are la, la fel de mult respect față de soț, cum crezi? Eu cred că foarte mult depinde de persoana de alături ca tu să, 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 l motivezi să se dezvolte, să aibă o anumită perspectivă, să nu stea acasă și să doarmă, dar tu pleci la lucru și normal că sunt anumite limite și eu cred că cu o femeie care ia câștig mult este și un bărbat care dorește să arăte că el este bărbat și să facă mai mult. Dar deci, vezi că e individual la fiecare. Dar dacă bărbatul aduce 100% în bugetul familiei, sunt și așa cazuri, asta tot este ok. E important nu este să... riscant pentru o femeie, pentru că ea devine vulnerabilă, trebuie să facă cam ceea ce spune el și nu și mai aparține. Deci, uite, eu când eram ok, că mare parte când noi ne-am căsătorit în primul an, soțul muncea, după care eu am început să muncesc în farmacie, să câștig, noi amii practic câștigam, iar după ce a apărut fetița mea, mi-am zis că eu cumva indiferent de ce nu s-ar întâmpla în viața asta, eu ar trebui să mă descurc, dar pentru că to tot ce le poate să se întâmple, pot să mă descurc, eu să o întrețin singură și eu cred că, da, e foarte bine când tu faci niște bani, nu contează cât, dar când tu singur, sigură ești pe tine pentru ziua de mâine și tu vrei să te duci la magazin să-ți cumperi un ruj, o cremă, fără ca să zici, te rog frumos, dă-mi niște bani. Dar, la fel, eu spun de faptul cum eu gândesc, eu, toți au diverse momente, sau, de exemplu, ai copil mic acasă, nu poți ieși la lucru, sunt, sunt anumite perioade în viață, dar trebuie să-ți pui scop ca să devii independent, pentru că copil, la urma, urmă, ajung să crească și pe urmă te le dedicat lor toată viața, ai fost doar gospodină și te trezești la o vârstă că vrei să muncești undeva, nu știi de unde să începi, ce să faci și unde să o apuci. Da, Oricum trebuie de să-ți mai... dezvolți anumite pasiuni, abilități, să fii interesant pentru că așa e și mai interesant pentru soțul tău, ești un exemplu pentru copilul tău, e mai interesant cu tine să meargă, să vadă. Ce faci soțul tău? Cu ce se ocupă? Pentru că la un moment dat tu spuneai, sau erau niște comentarii că um, iată soțul i-a dat bani ca ea să investească în promovări pe Instagram, să devină populară, să-și adune urmăritori, um, soțul întreține și tot așa mai departe. Ce faci soțul tău și în ce măsură te întreține pe tine și familia voastră? Deci, soțul meu este tehnician dentar el, pot să zic, m-a susținut moral, cum el spune, că eu să mă apuc să-mi dezvolt anume pagina de Instagram, dar eu când am început anume blogul meu personal, eu deja aveam o mică afacere pe Instagram și eu deja aveam un anumit venit din care eu investeam în profilul meu, adică el să-mi dea bani pentru asta, așa ceva nu a fost, am făcut-o singură, fără ca el să mă ajute. Și Din contra eu sunt genul de persoană care duci tot în familie. Hai să trecem la partea ta cum ai venit pe online. ziceai că ai început o afacere cu haine din uh -huh. China. Deci, tu ai mers în china fizic și ai ales haine sau ai comandat? Deci, uh a fost în felul următor. Din start, noi comandam de la magazinele din Anglia, haine, și am luat un stoc, am văzut că cu stocul nu funcționează și nu recomand să luați stocuri, luați mai bine și aduceți la comandă, sau dacă luați stoc, luați ceva universal, gen accesorii, căciuli. Dar stoc ce înseamnă? Toate mărimile? Da, adică tu iai model. mai multe haine și crezi că ai să le vinzi. Și eu, iată, de când am terminat afacerea, ce tot mai aveam acum niște haine de la... <laughs> Dar nu, nu recomand. Și a fost o afacere care, pot să zic că după jumătate de an, a început să, să văd lumina în capătul tunelului pentru că noi tot ce ce făceam, practic investeam în vizibilitate, în promovări și tot așa. Mai departe, erau hăinuțe calitative, făceam și poze cu fetița mea, adică nu era un profil de Instagram cu niște poze preluate, dar era suflet acolo și în mare parte aduceam la comandă, aveam o bază de clienți stabili care comandau și, și acum uneori mă întâlnesc cu persoane și îmi zic, cei că eu comandau haine de la tine, <laughs> da, <laughs> în magazin, printre primile. Și atunci, practic, nici nu erau, și mediul ăsta nu era tare dezvoltat, magazinul online. Cât de rentabil este un magazin online cu haine? Depinde ce înseamnă pentru tine rentabil. Adică, să ai un job full-time sau să renunți la jobul tău full-time, să te ocupi de asta, să câștigi suficient ca să te întreții. Deci, eu eram în concediu de maternitate, respectiv îmi doream o ocupație adăugătoare și după jumătate de an, primul câștig pe care l-am avut, țin minte vreo 150 de euro, mi-am luat cărucior de vară pentru fetiță. După încă vreo jumătate de an, un an, am început să câștig, să zic, câte 4-5 salarii pe care le aveam la farmacie într-o lună de zile. Adică peste 1000 de euro. Da, și mi-am dat seama că se poate și mai mult. Ce ține de China, am fost și în China, am fost la o expoziție de haine, am văzut cum funcționează tot, dar ca să aduci haine din China, trebuie să aduci într-un număr foarte mare ca să le ai la un preț mai redus și, respectiv noi nu eram magazin fizic ca să ne permitem și asemenea investiții. A fost o experiență plăcută, am înțeles cum funcționează, am văzut prețurile, calitatea, foarte multe am învățat și dar haine din China n-ai adus? Am adus o parte da, din stoc și apoi am luat contacte la furnizori pentru că poți face schimb de contact, să-ți livrezi anumite accesorii și să știi că în China sunt lucruri foarte calitative, dar lucrurile calitative într-adevăr costă și acolo. Și prețurile, da, noi am fost într-un oraș industrial în Guangzhou, și, într-adevăr, nu se vedea cerul de la fum ca să înțelege acolo cât se produci, cât se muncește și uh, am ajuns și acolo. Dar, uh, după e cat... rentabil? Deci faci o am, am, zis, da, eu dacă aveam, eram farmacist și aveam așa un salariu... Ce salariu aveai la de, farmacie? De 5.000 de lei, 250 de euro, 300 Și erai full-time acolo? Eram de la 8 dimineața până la ora 20, fără pauză de masă în picioare toată ziua, două ori, zile peste două zile. Și tu ai învățat câți ani pentru ca să ajungi la farmacie să lucrezi? Șase 6 ani. 6 ani. Uh -huh. Adică la farmacie lucrezi orice studii uh, la medicină. Da, așa a fost în cazul meu, dar eu sunt foarte mulțumită pentru studiile pe care le-am făcut, pentru că orice om trebuie să aibă o bază să-ți formeze ca personalitate și tu trebuie să începi de la ceva uh, mai mic, da, ca să crești mai mare, eu, eu așa consider. Dar uh, până la munca în farmacie, tu ai vândut uh, produse de la Oriflame. Ce făceai tu? A, că făceai un bar nu, <laughs> 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 nu era even în Oriflame, ceva de genul, mă mai înscriam și eu să-mi iau cu reduceri, mai comand, dar nu pot zic că a fost ceva ca și oricare fat, cred că care mai dorea ceva să-și comande. A fost perioade din astea în vremurile mele. Dar a fost importantă activitatea asta ta cu haine pe care le vindeai online pentru că atunci ai înțeles că trebuie să dezvolți pagina personală de Instagram ca să poți face promovare. Deci tu din start te-ai gândit ca să fii un brand pentru ca să-ți promovezi produsele tale să nu plătești la alți blogeri. Cum ai înțeles asta? Deci noi am ajuns la etapa în care eu făceam o sumă și partenera mea aceeași sumă ca și mine, eram jumătate la jumătate, le aducea din Anglia, eu respectiv aici le trimiteam mai departe și eu ajunsesem să-mi strâng niște bani, că eu nu aveam mașină. Eu foarte tare mi-am dorit mașină, dar zic, eu activam chiar în casa în care locuiam, când am fost farmacistă, nu aveam nevoie pe urmă în concediu de maternitate, la fel nu era necesitate, dar doream foarte mult să am mașina personală. Și am început să-mi strâng un buget. După care cunoscuta mea aflându-se în Anglia, mi-a zis despre un domn care făcea mentorat. Ca să ne dezvolte la o etapă următoare și ca noi respectiv să putem să câștigăm mai mult, însă acel mentorat costa foarte scump și era <laughs> între, da, ori eu aleg să-mi iau mașină, ori eu investesc în mentorat și m-am gândit cu foarte multe emoții, îți dai seama, tu lucrezi cu copil mic acasă, strângi niște bani și o sumă mare, investești în mentorat. Câteva mii de euro? Cinci. Cinci mii de euro? Cam așa. Tu atunci ai investit? Da. Banii tăi pentru mașină? Da. Și a meritat? Cred că da ai învățat chestia acolo și ai renunțat deci la magazinul online. Deci eu am Olai. învățat unele idei de acolo care la noi abia acum ele sunt în trend și despre ele se vorbesc. Zi dar două, eu, trei eu exemple. De exemplu, că trebuie să investești în tine, să-ți dezvolți brandul tău personal, oamenii cumpără de la oameni, respectiv dacă nu o să vadă un parfum acolo pe Instagram, dar o să te vadă și pe tine, o să cunoască mai multe despre tine, despre serviciile pe care le prestezi, ai să ai mai mulți clienți, o să te cunoască mai mult. Uh, respectiv, el ne-a spus despre strategie cu concursurile, că tot este bine, despre promovări, multe am învățat. deci, A, deci Tu ai făcut mentorat mai mult pentru Instagram da. ca să te dezvolți decât ca să-ți dezvolți afacerea. N da, adică afacerea noastră era pe Instagram și respectiv eu învățam, el mi-a dat uh, niște cărți acolo să citim, eu nu mai țin minte exact eu tare mult mai informam anume despre această platformă, eu citeam toată informația care era și gratuit și cursuri și tot cumpăram, eram un Fan, fan Instagram. Bun, noi putem spune că investiția ta inițială în Instagram a fost de 5.000 de euro. Uh, pot să zic că a fost în dezvoltarea mea, nu în Instagram. Da, asta te-a ajutat ca să, ca să eu crești sprivesc, destul de repede. Ca să eu să pot să privesc altfel lucrurile. Da? Și tu când ai spus la început că 100.000 de urmăritori într-un an, păi uite eu ce drum am parcurs ca să am 100.000 de urmăritori într-un an. Dar când s-a întâmplat asta? În anul 2020, când era în pandemic? Da, după care a venit pandemia, respectiv noi nu mai puteam să ducem hainele de peste hotare și foarte mulți se petreceau timpul acasă. Eu concomitent îmi dezvoltam și pagina mea personală, a venit o propunere să particip cu pagina mea personală, cu magazinul, într-un concurs care se făcea la noi, foarte mulți oameni după acel concurs, da, eu de la 600 de urmăritori am ajuns, cred că la vreo 12.000 sau erau vreo 15, au rămas 12, și au vreo 7.000 deodată Adică Deci, atunci, place. cumva, logic, tu ai renunțat la, la magazinul online. Pentru că Asta a devenit firesc, hai. da. Uh -huh. Asta a devenit firesc pentru că pandemia s-a întins și eu, respectiv vreo 6 luni de zile deja investeam tot timpul și energia mea în blogul meu personal. Spune Pașii, ce ai făcut pentru ca să crești într-un an cu 100.000 de urmăritori? Deci ce am făcut? V-am zis, primul concurs au rămas oameni. Zic, dacă eu fac conținut zilnic, dacă eu făceam poze, trebuie să fii în primul rând activ. Nu trebuie să crezi că cineva o să te urmărească pur și simplu că tu apari o în zi. Da? Trebuie să-ți urmărești să -ți profilul, să fie descrierea profilului foarte frumoasă, bine pusă la punct. După care, eu atunci făceam story și îmi ziceam, de ce mă urmăresc doar atâția oameni? Adică de eu depun atâta efort și aș vrea să cunosc mai mult despre mine. Și am început să abordez tot ce era pe piață. Ce ține de promovare, le plăteai bloggerilor, deja ah, care La început, știi cum am făcut? Am făcut promovare reciprocă. Adică mm -hmm. mai erau alte persoane care la fel își dezvoltau blogul și un instrument gratuit care funcționează, apropo, și acum. Dacă știi, dacă tu îți place de persoane persoană și te regăsești în ea, poți să zici, uite, aș vrea să, să ne promovăm reciproc ce părere ai. Dar e important să fii un număr similar de urmăritori sau nu? Um, nu poți să Unul cu 200.000 de, de urmăritori. Poate să fac promovări reciproc A, cu unul, nu, cu cineva tu te uiți. 20, da, mii. sigur, tu te uiți aproximativ să fie ca și mm -hmm. același public. Și așa am început promovările reciproce, după care am început să mai cumpăr poate niște promovări, dar asta a fost așa, treptat pe parcurs. Dar baza e să faci conținut interesant ca oamenii ăștia sigur. să rămână acolo cu tine. Nu sunt atât de mulți influențieri în Republica Moldova, chiar dacă toți vorbesc, iată apar influențări ca ciperciul de ploaie, vorbesc despre cei relevanți. Mm -hmm. uh, ai prieteni în lumea asta, a influențelor? Da, am prieteni și am și o prietenă foarte bună. Marina Cărnaț? Da, da, da. Deci voi, practic, de la început uh, ați crescut împreună da. și, și tot așa. Cum te-ai cunoscut cu Marina Cărnaț? Uh, I-am propus să ne facem promovare reciproc, ce spuneam eu că este un instrument gratuit care încă funcționează și Marina a acceptat și oarecum noi am început să discutăm, să vedem că avem interese comune, gânduri comune, valori, principii comune și așa s-a format și o relație de prietenie, cred că deja, nu știu, de 4-5 ani. Da, practic de când erați voi la, da, da, da. la început. Ce-ți place la Marina Carnați? Îmi place foarte mult, știi, eu ador oamenii inteligenți de la care ai ce învăța, mie nu-mi place și eu nu sunt genul de persoană care stă și pierde timpul pe bârfe sau pe nu știu ce, este o persoană foarte înțeleaptă care mereu o să-ți dea cele mai bune sfaturi, este un exemplu de mamă, că tu poți fi și o mamă bună și o soție bună și să te dezvolți și să câștigi și să dai valoare în această lume. Dar cum explici fenomenul ei? Pentru că ea, peste tot unde a mers, a provocat discuții, prin declarațiile pe care le-a făcut oamenii, au făcut jurnaliști în special, au făcut știri. Deci a fost invitată și nu doar în Republica Moldova, dar și în România, la diferite interviuri. Care e fenomenul Marinei Carnat sau a familiei Carnat? Pentru că ea este așa cum este și ea nu o să zic ceva ce nu consideră doar pentru a face pe placul cuiva. Ea o să rămână fermă principiilor și convingerilor ei și își -și spune poziția fără ca să se teamă. Vreau să dau un cadou. Mm -hmm. Așa. Am aici un Aurelius. Ei sunt partenerii interviurilor fără protocol și fiecare invitat se duce câte o sticlă de vin acasă. Ți, ți am ales ceva e, diferit, savinion blanc. Uh -huh. mi este foarte mult. O să savurăm cu soțul împreună când o să privim interviul. E, e bun și ți-l recomand cu pește. Nu știu dacă faceți pește, pește, pește -alb, la grătar. Da? alb, da. Uh -huh. Dacă îl faceți la grătar, dar îi, îi dă un gust suplimentar. <laughs> așa că este pentru tine. Da, mi este foarte mult, Dorin. Când văzduhul cuprins e de gerul Ce acoperă totul cu gheață Via în taină și îmbracă misterul Ca un nou vin să capete viață Aurelius, primul Ice Wine Sparkling din Europa Scandalul cu Elachistol Mhm mm Practic de două ori a fost același scandal, cu ceva timp în urmă, acum recent, la sfârșitul anului trecut, tot uh, ați avut schimb de replici. Tu de obicei spui că eu nu vreau cu nimeni să mă cert, eu sunt pașnică, dar oricum ai venit și tu cu anumite precizări. Ca să explic și celor care nu știu despre acest scandal, care mi, -mi se pare că a fost umflat așa... Uh, <coughs> Presă, să zicem, voi vă acuzați una pe cealaltă că creați conținut identic pe Instagram. Adică că una se inspiră de la alta. Ea spune asta despre tine, el a tu spui asta despre ea. Ce s-a întâmplat? De unde a pornit neînțelegerea și conflictul ăsta? Deci, da, mă așteptam că să spui această întrebare. Pur și simplu eu am avut așa, cred, că o reacție firească atunci când am văzut un video exact cum eu l-am făcut și cumva dacă eu nu urmăresc pe ea și ea nu mă urmărești pe mine, am vrut să atenționez să nu se repete pentru că nu este plăcut nici față de urmăritori. Era un video asta. era un video original, creat de tine sau era un trend. Deci, eu nu pot să zic era, da, eu sunt genul de persoană care înțeleg se fac anumite trenduri și ele se repetă, dar eu n-am văzut acel video fix la cineva ca să-l iau, să mă inspir și să zic că este a mea. Adică mie mi-a venit pe loc anume, anumite cadre, ținuta în care eram, părul în care eram și pur și simplu eu n-am vrut să-ți fac ce s-a făcut, dar am vrut să fie ca o atenționare și atât. tot. Deci... Dar despre ce era video? Ea spune. Dar eu, dacă sincer, cred că nici nu mai contează. Un video simplu. Deci un reel era. Da, un reel. Și pe bunii tu ai considerat uh, uh, atât de important ca să zici despre asta. E fain când oamenii văd ceva la tine. Adică eu mă bucur când cineva care începe să facă podcasturi adresează anumite întrebări pe care eu le adresez. Eu înțeleg că el urmărește ceea ce fac eu. Înseamnă că îi place uh, această întrebare pentru că eu am adresat-o și o adresează și invitaților lor. Au abordarea lor. Uh, ținuta poate nu e fix în fix. E un pic diferit. Mi se pare așa un scandal mai mult adolescentin. Voi ați făcut asta pentru că înțelegeți că provoacă interes pentru audiență și poate să vină un număr de urmăritori suplimentar sau pe bune e un conflict care a ajuns la un deci, Deci noi n-am avut nicio înțelegere. Așa, așa, a fost să fie și știi, Dorin, în cazul în care da, noi suntem bloggeri pot să zic că colaborăm cu unele și aceleși companii și așa unele promovări se repetă. În cazul în care mai faci video care se repetă, nu cred că este atât de plăcut Dar așa a fost Deci tu te-ai simțit atunci nu foarte bine da, Și pe nu moment ai reacționat da. Făcând un story și... Dar nici nu a făcut story Nu știu cum, am transmis prin cineva Și după care a început ce a început Bine, da. voi ați avut un schimb de replici la un moment dat prin story uh, Și era clar că una face trimitere La cealaltă chiar dacă nu vă spuneați <laughs> numele și prenumele. Întrebarea mea cum s-a ajuns la așa ceva? Pentru că tu cu el chiar prieteniați sau aveați o comunicare foarte apropiată, ea a fost la tine acasă, tu ai fost la ea acasă, vă invitați gen la, la cină sau. Ce s-a întâmplat? De la banalitatea asta voi ați ajuns? Eu cred că da, poate de la banalitate, pentru că, sincer, eu nu am făcut cu răutate. A fost o reacție de-a mea, după cum am spus, ferească și... Iată și asemenea cazuri pot să se mai întâmple Eu, dacă sincer, nu sunt o ferie conflictuală Asta a fost așa Dar îmi să pe story și să zic Nu mai da, faceți da. video ca mine ai, da. ai, ai. El a, a fost la mine la interviu acum da. ceva timp Aici undeva sus o să fie interviu Puteți să-l urmăriți Eu nu știu dacă am vorbit despre conflictul vostru inițial Care a fost uh, da? mai sonor Atunci în live chiar uh, Ce s-a întâmplat? Deci inițial ea te-a acuzat că tu te-ai inspirat de la ceva ce avea ea, era vorba de oglindă și nu mai știu ce. Voi erați prieteni, comunicați, um, ambele cu un număr mare de urmăritori și o banalitate de oglindă a pus, uh, pe, nici nu că a pus pe stop, a rupt prietenia voastră. Că ea spunea acolo că ea, atunci i a pat ceva, s-a deci, ajuns așa, E din cel mai calm blogger. <laughs> deci îți spun așa cum a fost, eu știu că tu pui întrebările astea, da, să fie pentru interesul. Vreau să fii clar, dar vreau să da, Da, să fie clar cum a fost. Deci... Nu știu cum s-a întâmplat că deja noi nu, nu ne urmăream reciproc și eu când am intrat într-un live să aleg niște câștigători, toți mă întrebau de ea pentru că ea spunea ceva despre storie de mine. Și respectiv eu am reacționat nu chiar bine. În live? În live, Ai da. Ai început să țipi acolo? Nu, n-am țipat, dar nu s-a terminat cu bine și, și atâta tot. Dar eu n-am început să intru în live cu scopul ca să vorbesc despre ea dar urmăritorii m-au întrebat pentru că ei vedeau la ea pe story că ea vorbea despre mine, că eu sunt blogger peste noapte, că eu nu știu ce acolo și am oglindă ca și ea, ca și nu știu ce. Și da, adică pare, eu acum mă uit așa copilăriesc și ea spune că eu am început atunci, da, dar eu cum să încep eu atunci dacă eu eram în live și pe mine mă întrebau urmăritorii despre ce vorbește pe istorie despre mine, adică nu eu atunci am început eu, sigur, eu eu sincer credeam că voi ați avut o înțelegere, voi vă știți de ceva timp de genul, hai să încercăm să miluăm așa <laughs> o, tari, un mic conflict acum, da, conflictele astea știi că foarte mulți, mai ales peste le organizează, noi pentru a-și ridica audiență, dar ca tare poate și noi am organizat, dar eu nu vreau să spun adevărul <laughs> așa că adevărul nimeni nu o să-l știe până la urmă <laughs> eu mai am aici o precizare deci a fost chestia aia cu life atunci și neînțelegerea inițială După voi v-ați împăcat Ați avut și poză comună Parcă era tot ok Și după iată situația asta cu video repetat Dar și urmăritorii ăștia șmecheri Rodica Vezi aici un video care seamănă foarte mult cu video pe care l-ai făcut tu. Da. Știi, da. urmăritorii îmi transmit și tot așa. Deci ăștia bagă și ei. <laughs> știi și ale mai ales că era faza din urmă că tu ai luat o glindă ca și mie, nu trebuia să faci asta. Și zic că da, tu ai spus că nu trebuia să faci asta, nu fa asta cu, cu video meu, știi? Așa a fost în fel. Dar eu îmi dau seama că la oameni le, le, place să privească așa ceva, că se ridică vizualizările, se ridică păi, după, acolo, Scandal între două blogerice din... Da, Republica Moldova. Dar până, până la final, dacă așa să analizez cu umor, a fost interesant. Eu ce țin față de ea, nu am nicio emoție negativă. Am iertat, am uitat și... Cum, asta s-a întâmplat cu... acum la sfârșitul anului trecut. Da, da. dar eu nu sunt genul de persoană care se mă întorc în trecut, mi aduc aminte, să fiu supărată, nu știu ce. Adică ai spus și adică, s-a finalizat. Adică, da, adică El la un sunt... moment dat a zis că are foarte multe print screen-uri interesante. Da din discuțiile voastre și dacă o să o enervez o să le publice. Dar eu chiar o rog să o publice fără să mă enervez, eu nu mesaj, mai tem. Ce mesaj ai, dacă la modul serios vorbim, ce mesaj ai pentru eu ea? Eu am... o să urmărească interviul ăsta sau porțiunea unde noi am vorbit despre inclusiv ea. Ce mesaj are? pur și simplu să mergem mai departe fiecare pe drumul ei și să aibă succes în tot ce își propune. Dar eu știi, nu vreau să văd pe online ăsta al nostru și așa micut, suntem puțini, certuri din astea, supărări pe niște da. chestii minore, nu-i mai bine să depășiți. Ela, ieșiți la o bericică, discutați acolo, faceți o poză, puneți pe gata, ne-am împăcat și după aia peste jumătate de an, iar o ceartă. Eu data trecută am scris o dată aceasta, n-am de gând să mai scriu. Data trecută tu ai cedat da, cumva și ai zis că uite, îmi pare rău că, am reacționat așa, dar acum ai zis că nu, hai. De la da? Adică eu am iertat, am uitat ce am mers mai departe. Dar asta e o metodă de promovare? Da, foarte bun. În scenarea unor conflicte. Da. Crezi că în Republica Moldova cineva a înscenat anumite conflicte ca să-și crească numărul de urmăritori? Cred că da. Mi se pare foarte incorrect față de urmăritori, nu? Și mie tot îmi pare incorrect față de urmăritori, pentru că eu văd asta foarte mult se promovează în Rusia și pur și simplu tu deja îți pierzi încrederea în oameni, că îți dai seama că fac asta tot pentru public. Tu ai făcut un curs despre cum să crești pe Instagram ca număr de urmăritori și cum să ai colaborări și respectiv să câștigi bani. Uh -huh. Spune câteva recomandări. Din cursul, bine, nu o să spui tot cursul aici, el e mult mai amplu, bănuiesc, așa. Uh -huh. Cei care l-au cumpărat trebuie să aibă acces exclusiv, dar în linii generale, în anul 2024, în Republica Moldova, pe Instagram, cum poți să-ți crești profilul de cu un număr mai mare de urmări. Deci, în primul rând, să, dacă ești expert în ceva sau mai mult, foarte mult acum se promovează experții, anume într-un anumit domeniu, să creeze conținut calitativ, să faci reels-uri calitative și un pic, de exemplu, dacă ești psiholog, să faci ceva diferit față de ceea ce fac Ceilalți psihologi, psihologi de pe piață. Cumva să te diferențiezi și să fii unic. Și apropo, psihologii în Rusia câștigă foarte bine, dar la noi această ramură eu nu am văzut să fie foarte, foarte dezvoltată. Dacă îmi spui ceva diferit, un alt stil de montaj. Să fii mai. Um... Ascuțit la temele pe care le abordez, un limbaj mai uh, de aproape de public. Da, adică din persoana ta cum tu ești, poți să mai adaugi niște umori, niște exemple diferite, deci să nu fii fix în fix cum ai văzut-o la altcineva. Mhm. Uh -huh. Să faci ceva al tău, să te caracterizezi, să analizezi și cumva să, să ieși în evidență ca să atragi oameni. Așa, asta am înțeles. Promovările reciproce mai funcționează? Da. Așa, concursurile mai sunt relevante? Sunt ca relevante, da, dar cele făcute calitativ. Cei care își cresc numărul de urmăritori cu boți? în continuare nu. opțiunea asta există. Ce se întâmplă cu pagina dacă ai Eu Eu niciodată nu am recomandat pentru boți și eu nu cred că sunt persoane care uh, și le creez cu boți, dar sunt persoane care pur și simplu doresc să-ți facă un bine în și să-ți arunce acei boți să strici. Da, de exemplu. văd că de mult, la mulți se întâmplă că se abonează și nu doar la funduri noi, goale. Da, și nu doar la noi, dar și pe stihotare, dar văd că Instagram a făcut acolo o funcție nouă, spam și automat poți, poți șterge, adică asta nu recomand, nu aveți nevoie, vă strică statistica, vă strică vizibilitatea, trebuie să optați pentru persoane reale care să vă urmărească și să vă aprecieze. Dacă ai ajuns la un număr mare de urmăritori, în de toate, ce înseamnă un număr suficient de mare ca să poți avea colaborare? Aici nu depinde de număr mare ca să ai colaborare. Tu dacă ai un nume, de exemplu, tu poți ai și un număr mic de urmăritori sau dacă ai un public foarte loial ce are încredere în tine și respectiv cineva ia o promovare, rămâne mulțumit, o să mai vie la tine. Așa, în momentul în care ai un număr suficient de urmăritori, ai un public loial și vrei să faci publicitate, de la ce pornești dacă nu te abordează nimeni pentru publicitate? Cum găsești clienții? Deci, în primul rând trebuie să faci conținut calitativ, și în al doilea rând, poți să încerci tu, de exemplu, dacă ai nevoie de anumite servicii, cumva să scrii la cineva, eu... Să faci barter, ei îți se da. oferă serviciu sau produsul și tu le faci publicitate. Dar în mare parte sunt magazine da, de la noi, care eu văd că și la blogger care sunt mai mici, le propun colaborare pentru că ei au nevoie de vizibilitate și le propun anumite produse. Și dacă respectiv o să le placă colaborarea și o să vrea să se întoarcă la tine, tu ai luat la început barter, poți să zici un preț deja, iată, eu înțeleg ți-a plăcut colaborarea cu mine, dar eu data aceasta nu am nevoie de acel lucru, poți data aceasta să-mi achizi și eu să arăt lucrul pe care deja l-am. Cum stabilești prețul pentru pagina ta de Instagram și vreau o recomandare general valabilă pentru toți. Deci nu pot să zic că stabilești preț deja după doar statistică pentru că foarte mult acum oamenii procură publicitate, de exemplu, trebuie să iai reclamă la mobilă în cazul în care bloggerul se mută la casă, da? Nu doar vine și o filmează în showroom, pentru că respectiv dacă el are acea mobilă în casa lui, el acea mobilă o folosește, oamenii văd și peste, în fiecare zi văd mobila pe istorie, văd în utilizare, văd că într-adevăr este relevant, da? Adică trebuie în primul rând, să găsiți acea persoană care corespunde cu ceea ce voi doriți să promovați. Da, A și mai ales promovarea că... naturală e cea mai eficientă. Da, și mai ales când tu uh, folosești în practică acel lucru. Dar, ca, iată, ca influencer, ne urmăresc oameni care au un număr de urmăritori, de exemplu, și vor stabilească un preț pentru un serviciu, dar nu știu cum să o facă corect. Care e recomandarea ta? cât în funcție de urmăritori sau în funcție de impactul pe care îl ai, trebuie să ceri de la client? Depinde foarte mult de profil de vizualizări, de faptul dacă, de exemplu, tu poți ai un număr mare de ur urmăritori, da, pentru că ceva de sus nu mereu spune tot, dar să nu ai acel impact, să spui un preț și să nu se răscumpere. Depinde de publicul tău, dacă e public matur, da, nu sunt doar copii, pentru că tu poți ai și un milion, dar, de exemplu, nu au forță de cumpărare. Aici foarte mult depinde și de categoria de vârstă, dacă e vorba ca noi să vindem anumite produse și de credibilitatea persoanei, adică eu nu pot să spun, trebuie să văd profilul ca eu, să despre cei persoane, ce, ce promovează, merită să face acea investiție în ea sau nu merită. De, de aici depinde foarte mult dacă este un expert, dacă este invitat pe la televiziune, asta tot îți dă plus la imagine și pe la interviuri, dacă nu oricine poate să ducă un interviu. Ce opțiuni de promovare ai tu pentru pagina ta de Instagram? Opțiuni de promovare, creare de conținut video, deci uh, reels, real story, da, postare TikTok, foto. Da, TikTok, investiții în videouri. Conținutul foarte mult contează și într adevăr trebuie să faceți conținut calitativ pentru că ca oamenii să. Dar poți cumpăr, de exemplu, și promovare și de la alți bloggeri în cazul în care eu vând un curs și acum am făcut curs despre Instagram, deja pentru că foarte cum a venit ideea cu cursul despre Instagram, am crescut foarte repede, foarte mulți au început să mă întrebe despre asta și zic ok, eu nu pot să vă spun într-o propoziție, eu creez un curs și foarte mulți a ajutat. Și a fost unul vreo trei ani în urmă, pe urmă, anul acesta. Dar două... cât costa cursul? Este ceva scump? Deci a fost de la 10 până la 35 de euro, cred că așa, dar eu din această sumă am achitat și taxe și Adică e tot orificire. Dar tu ai preluat ideea asta de la bloggerii ruși. Ei fac uh, cursuri, inclusiv tu ziceai că ai cumpărat cursuri de la ei. Deci da, eu am cumpărat foarte multe cursuri și am văzut că informația, eu toată o cunosc. Și sunt multe persoane care, de exemplu, limba rusă nu o cunosc. Și oportunitate foarte bună ca tu să afli anumite instrumente și ca tu să le implementezi în ceea ce tu faci. De, de asemenea, acum cu casa, da? pentru că foarte mulți mă întreabă de unde ce, E practic zilnic am întrebări despre casă la noi în privat, pentru că noi am făcut reparație, deci casa s-a construit într-un an jumătate, reparație am făcut în patru luni și uh, jumătate, patru, luni de zile fix 4 luni de zile și foarte mult mă întreabă tare multe. Eu m-am implicat cu nasul peste tot, l-am ajutat pe soțul meu. Noi despre casă o să vorbim și da. vreau să iei acolo cu mai multe detalii da, cum ați ajuns da, la vreau ideea, să da? zic ideea că deja mi-a venit ideea și se lucrează și la cursul pentru casă. Faci un curs în care da. să explice oamenilor cum să-și găsească... Decor, știu, design și, uh, și organizare inteligent și apropo aici dacă îmi dai voie vreau să zic ceva. Dacă sunt persoane care doresc să afle care sunt greșelile în încăpieri, poți să-mi scrie cuvântul curs în privat și o să le ofer un curs gratuit. Ah. Ce, ce, ce părere ai despre asta? Este Așa bună, că dacă aproape. mă vedeți din interviu Bun, și asta e o metodă de da, marketing care funcționează da, bine da. Trebuie omul să înțeleagă că tu ai habar despre ceea ce vorbești da. Dându-i o informație gratuită, dar suficient de amplă Ca după aia să cumpere un curs mai avansat Am înțeles opțiunile tale de promovare În funcție de ce variază prețurile la tine? În funcție de... Pachet sau singular, cum? Da, deci prețurile sunt diverse pentru că sunt companii care eu lucrez deja de 3 ani de zile, sunt companii care au promovări regulate, sunt companii care poți, de exemplu, să încheie un contract, sunt companii în care, de exemplu, cum a fost și în cauza cu reparația, sunt uh, lucruri care poți ia și barter, și variază de la diverse. Înțelegerea înțelegere inițială, de da, de și da. când ați început colaborarea. E absolut normal ca cei cu care uh, ați bătut în cui la început o colaborare uh -huh. cu 2-3 ani în urmă uh -huh. să aibă un preț avantajos pentru că oamenii au fost cu tine toată perioada asta. Uh -huh. Care este prețul mediu pentru un storie sau uh, cum, uh, cum oferi tu? Deci, ca să înțeleagă oamenii, 250 de mii de urmăritori, uh -huh. asta ce înseamnă? 250 de, de euro per set de storie sau 500 de euro sau 700 sau 1000, cum funcționează? Pentru că impactul la tine pe storie este bun. Deci, oamenii. Da, știți cel mai mult eu apreciez că oamenii care apelează odată se reîntorc și pentru mine asta este, este foarte prețios. Deci, prețurile sunt de la 300 de euro deja, dar am și mai accesibile deja pentru cei care au fost. Care mai au fost. Da, depinde. Dar 300 de euro un set de storie. Uh -huh. Ce înseamnă un set, ca să înțeleagă și cei care nu obligatoriu sunt inițiați? 4 storie? 4 storie. Cum era anterior, cu 15 secunde sau 20, 25, uh -huh. acum uh -huh. pot fi mai mai lungi. Asta ca să dai context, un pic de informații despre așa și îndemnul la acțiune. Click pe link sau oamenii uh -huh. să urmărească o da. anumită pagină. Tu promovezi uh, inclusiv și persoane. Persoane da, promovez, doar că mai rar în ultima perioadă. Yeah, yeah, uh, scriu am nevoie de o promovare a profilului. Da. Niciun serviciu. Știi care este faza? Că în ultimul timp ca să promovezi persoane trebuie să faci ceva mai interesant, gen la acea persoană să fie un eveniment important, ca oamenii să fie atrași să urmărească, nu pur și simplu tu să vorbești despre ea sau să facă ceva, un curs, un proiect, ceva interesant să aibă ce prezenta acea persoană ca tu să poți să-l promovezi. Dar așa ceva pur și simplu nu mai funcționează atât de bine. Știu că în ultima perioadă funcționează foarte bine, și atunci companiile solicită mult uh, rilurile. Da, reel Un reel la tine costă mai mult sau mai puțin de 1000 de euro? Mai puțin. Când, dar ele sunt cele mai eficiente acum, pentru că ele ajung la un public inclusiv da. care nu obligatoriu te urmărește pe tine. Da, El da, da. Poate, și merge sunt în, foarte bune. poate merge în flux. Uh -huh. um, ce nu promovezi categoric? Ai așa ceva. Ce nu desigur cum am spus, ce ține de a, să achizi ceva în care eu nu sunt sigură sau produse de care nu sunt mulțumită sau care nu mă folosesc sau ce ce nu mă caracterizează sau ce ce nu aș crede că e relevant pentru publicul meu sau așa analizez și unele produse care mi se dau, care nu sunt cunoscute, de fapt produsele mereu le testez. Prima dată așa sunt mai sceptică câteodată cu prim, prima persoană dacă este nouă sau companie până am încredere. Da, dar dacă văd că este ok, atunci eu deja testez și pot să-mi zic părerea așa cum este. Și aici contracte de lungă durată. Da care sunt mai avantajoase dacă, decât o da, colaborare singulară. Vezi că și colaborarea singulară este ok, dar contractele oricum îți dau o stabilitate. Că tu știi că așa, așa și așa. Acum venitul tău de bază este de pe Instagram. Da, pot să zic că da. Hai să mergem la uh, sarcina ta și la Paula în general, pentru că ea e deja Fat care merge la școală, dar uh, odată cu venirea ei în viața voastră uh, s-a schimbat, cel puțin s-a mărit familia și cumva mă că și pe voi, v-a schimbat că ați devenit părinți. Uh, relația de cuplu, cât de mult uh, a fost influențată odată cu apariția Paulei? Deci la fel, primul an de căsnicie a fost așa... Și al doilea, și primul anul de când am născut fetița, eram ambii speriați, of, răsufl, o fără suflă, să nu vorbim, <laughs> să nu vorbim față de ea, să nu se spere, să nu se trezească, să nu o iei prea așa, să nu faci prea așa. De la orice respirație, noi eram emoționați cu soț. Și respectiv, ea a fost genul de copil care încurca ziua cu noaptea, ea ziua dormea, noaptea era veselă, eu nu puteam noaptea să mă odihnesc, venea soțul de la serviciu, mai stătea cu ea, eu mă odihneam, am avut foarte mari probleme și cu lactația, deci m-am chinuit o lună și jumătate, soțul, și asta e foarte dureros, apropo, soțul când mă vedea pe mine, cum eu mă chinui, zicea, Rodica, poate o hrănim cu lapte, praf, zic, nu, eu vreau să o hrănesc, să o alăptez. Și, și a alăptat un an și jumătate. Da, și după ce a văzut că am fost perseverent mi-a zis, iată, eu, chiar nu credeam, dar tot ai Adică a <laughs> și... apreciat. Da, a apreciat, asta și îți dai seama, și nopți nedormite, și colici, probleme cu lactație, și peste 30 de kilograme în plus. Ia și... să rămânem un piculeț aici, la cum a fost sarcina pentru tine. În primul rând, tu ziceai că destul de greu era rămas însărcinată. Vă doreați foarte mult un copil da. și s-a întâmplat mai greu decât vă așteptați. Uh -huh. Asta cumva a provocat tensiune între voi? Nu, eu mereu așa sunt o persoană care mă cred în Dumnezeu și cred că tot ce se întâmplă se întâmplă la momentul potrivit. Soțul uneori așa, el mai cu frică, el mai calculat, mai altfel reacționează și eu deja când am făcut testul aveam vreo 14 zile, deja simțeam că o să fie și mi-am bucurat foarte mult. De asta la 2 ani și ceva de la căsătorie? Aproape 3 ani, dar eu am fost o luni de zile regulat la medic, făceam foliculometria să văd anume momentul în care crește folicul și medicul mi-a dat pentru că la mine și uterul este bicorn și ufulația nu era regulată, mi-a dat... Uh, și o injecție mi-am pus, s-a spart folicul și nu știu cum tot așa parcă a fost uh, planificat și zi la zi, deci am fost foarte perseverentă. Dar cum în sarcină, în timpul sarcinei, ai pus uh în jur de 30 de kilograme. Da. Bine, tu ziceai că spui peste tot 25 de kilograme, da, dar după aia eu, nu te-ai mai cântărit. Da, eu m-am cântărit până la 25, dar ultimele două, 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 două săptămâni, când pui cel mai mult, eu pur și simplu credeam, deci nu eram foarte informată, credeam că dacă ai pofte, trebuie să le îndepliniești, am început să mănânc foarte mult dulce, foarte multe uh, făinoase fix, fix. și plus la toate administram și niște hormoni. Da, și... Uh, și am crezut Şi... că e ceva normal. Tu mâncai dulce. Da, Twix, de Twix cel mare. Da, doamne, bunătate rară, eu te <laughs> înțeleg. Zi dacă nu era Twix. Da, acum mai mănânci? <laughs> nu. Tu ca Gabriela, da doar că i-a mâncat după ce-o născut câte un tort uh, Sergiu de la Dulcinela. Ce? Deci fata după aia rupea cartonul și l-ascundea în urnă ca să nu vadă uh, soțul ei. Că... Dar au fost a și așa momente, vezi, și după... Dar 30 de kilograme, tu era, arătai alt om. Eu credeam că eu am să nasc și tot o să fie după nu nasc copil de... 30 de kg. Da, deja când m-a văzut medicul la ultrasonografie, înainte să nască, îmi zice, eu m-am planificat că eu nasc natural. Și ultima săptămână îmi zice medic, eu văd copilul are 4 kg și ceva, recomand cezareană. Zic, eu nu vreau cezareană, eu vreau să nasc, dar poate nu are 4 kg. Și s-a născut de 3 kg 200. Și tu ai născut, natural. Ai născut natural, natural. Paula. Uh -huh. Dar nu s-au îngrijorat medicii când au văzut că tu ai pus 30 de kilograme? S-au îngrijorat, mi-au zis să mănânc mai puțin, dar eu nu am asta foarte serios. Dar cum să te mâncai și seara și noaptea, acum? Eu cred că da, cred că mâncam foarte mult sau și retenția de apă a fost și, și mai mult ce ține de sănătate, dar chiar și greu mă mișcam la urmă. Ultima săptămână, am născut la 41 de săptămâni, deja nu mă puteam ridica din pat să mă duc la baie, deja mi era greu. Și nașterea mi-a provocat-o la 41 de săptămâni. Și... Dar tu spuneai că nu se lăsa da. copilul jos. Da. și asta a fost cea mai traumatizant etapă sau cum se numește, cel mai traumatizant moment pentru tine, uh, ei au forțat inclusiv asta, au păsat pe burtă ca copilul de dea jos? Oh, eu dacă spun despre asta, spun. Dar ce s-a întâmplat? În sens că foarte puține femei vorbesc despre ce se întâmplă în sala de sarcină. Și tu mereu erai foarte așa distantă de subiectul ăsta, adică ce anumite a marcat, ce s-a întâmplat acolo? Asta spunem așa. Asta a fost așa de strașnic. Deci eu credeam că am depășit momentul, știi? Dar îți mai vin așa. Dacă mai, parcă știi, sunt la psiholog și m-a dus în trecut și mi-a venit în minte imaginea. Cu tot că eu la psiholog nu merg. Da, de deci, venit la mine și, da, să venit la și să Da, poate trebuia să vorbesc despre asta, știi, ca să. Eu te-am văzut într-un interviu că tu ai vorbit atât de fugitiv despre da. asta, și că ai spus că a fost o experiență traumatizantă, și știu că am vorbit și cu alte femei care îmi spuneau că au mers la naștere și le apăsau, ceea ce nu sunt mai practic acum, le apăsau foarte mult pe burtă, ceea ce e, o, e o durere. Ce s-a întâmplat în cazul tău? Deci, în cazul meu s-a întâmplat că ei băgau mâinile să tragă copilul. Și stai seama, contracțiile sunt dureroase și durerea cea mai mare când îți bagă și mâinile să scot copilul. <sus> și a fost stresant, plus asta a fost pe viu. Adică... Asta e tare dureros. Da, asta cumva pe tine te -o marcat ca tu după să uh, amâni <sus> conceperea unui al doilea copil. Da. Al doilea. Da, asta. Dar tu ai născut natural. Tot iată stresul ăsta. Putea fi evitat dacă ar fi fost prezent soțul tău în sala de naștere? Adică el să vadă ce se întâmplă, eu atunci, să aibă altă Eu atunci cred că nu, avea să, nu atrageam atenție nici la soț, nici la nimeni, știi? Pentru că era, parcă tu erai pe altă planetă, pur și simplu. Și nu spun asta ca cumva viitoarele mămici să că dacă așa a fost la mine, poate să fie și la ele. La ele să fie foarte bine. Dar data viitoare, da, eu am zis că am să-mi pun, de exemplu, ei pe cu toate că știu că tot nu e așa de benefic. Dar mulțumesc lui Dumnezeu, am născut un copil sănătos, dar a fost și asta. Dar tu mai, ai, n ai avut epidurală, deci tot, mm. tot simțeai. Da, <laughs> da, asta, asta, e, e strașnic, iată, din, cum, cum descrie așa. Și tu după ai vorbit cu medicii, asta e o practică normală? Bet aš auginu, kad po to, kai tu zviest, kūpil, iti, man atduočia minti, svarbežti su medici, be to, satire minia, kad kūpilui išeiti sveikas, kad put, satire minia, kad kūpilui išeiti sveikas, žinai. Na, tu manai, kad praktika, nežinau, ką praktika, mf. ir 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 mf. traumatizată de acolo, bănuiesc, și rupturi au fost și da. tot setul. Păi după aia, dacă vrei să mai concepi un copil, te gândești la tot ce e mai rău și nu vrei să treci prin experiența dar asta. Dar nu pot să zic, știi, că te gândești la ce-i mai rău, dar parcă ai așa o frică în tine, știi? Dar de ce ți-e complicat să vorbești despre asta? Tu crezi că nu sunt și alte femei care au trecut și iată una nu înțelegi, vorbește, alta nu vorbește nu și nu știi. nu e vorba că eu nu vreau să vorbesc despre asta, dar ți-imaginezi, de exemplu, privești interviul o care este gravidă și spune asta și ea cumva se gândească la toți așa. La ei o știți, să fie foarte bine. Sau da. cei care au recomandare pentru cezariană o să fac cezariană. Și plus asta s-a întâmplat șapte ani în urmă. Adică nu ceva ce care eu bună ziua știți la mine cum a fost. acum așa mai luat. Eu am spus că nu e genul că eu am ascuns, dar nu am avut ocazia poate să, să vorbesc așa deschis. Cum am zis, eu am născut și eu am uitat, dar... Nu chiar ai uitat. Da, dar acum tu cum mai ai luat, păi eu n-am uitat, iesc. Da. da, deci e clar că pentru tine e un moment care o să-ți rămână întepărit în minte mult timp. Întrebarea e cum depășești pentru ca să mergi la o altă etapă sau să repeți această experiență. Da, o sigur, Cu siguranță că o să fie și o să mergem la altă etapă și o să fie mult mai bine ca și până acum. Așa a fost fi important, cum am zis, că totul a fost bine cu fica mea. Și ea, într-adevăr, este o minune și o binecuvântare și e perfectă. Ați adus-o pe Paula acasă. Da. Ziceai că erai o mamă foarte protectivă și așa. În ce măsură soțul s-a implicat, iată, la etapele inițiale? cu tot ce a putut m-a ajutat, dacă trebuia să fac mâncare, făcea mâncare, dacă trebuia să fac curat, făcea curat, dacă trebuia să sta cu ea cât eu dorm, stătea, dacă trebuia eu să fac o baie, stătea, deci el foarte, foarte mult s-a implicat, m-a ajutat, a fost alături de mine și foarte important ca persoană de alături, el vedea, da, pentru că am venit acasă în ce stare, eu nu puteam să mă așez. Și cumva încerca să mă susțină, pentru că vezi că și mai ales când eu am născut, el stătea în o daie de alături. Și, și era tot foarte stresat. Dar nu ți-a dorit el să fie lângă tine. Dar nu adică nu știu cum a fost așa de repede, pentru că mi-au rupt apele, procesul de naștere a fost rapid. Dar însă și momentele astea, știi, care mi le-am adus acum aminte că <coughs> Ai mai naște acolo odată? A, acolo? Știi că deodată ziceam că da, acum nu știu. Adică, știi, medicul într-adevăr bun. Eu sunt o recunoscătoare medicului pentru că eu am prins sarcină și pentru că am alăptat fata, doamna de acolo în situația să m-a ajutat, psihologic m-a ajutat, dar eu sunt sigură că eu a făcut asta pentru că așa trebuie să fie. Adică înseamnă că altă soluție nu era. Medicul e excelent, dar eu m-am dus la naștere, copilul încă era sus, eu au făcut tot ce au putut. Cum pot să zic că nu? Adică poate n-aș naște, că aș opta pentru ceva, nu știu. Tu ai spus și nu o singură dată că vă mai doriți copii. Uh -huh. E un subiect dureros pentru tine, pentru familia voastră? Când ne dorim copii, vezi că <coughs> noi ne-am focusat acum pe diverse momente și nu au fost uh, nu a fost până acum să, să fie, dar cu siguranță că o să fie, eu sigură de asta. Ai văzut la mine și la fratele meu diferența de 8 ani de zile. Vrei să repeți. <laughs> Poate, da. Ești aproape. Da. Paula are deja 7. Sunt pe drum. <laughs> <laughs> Spui că v-ați dedicat uh, altor chestii, construcției casei. Da. Construcție case, da. Deci voi ați construit casa din temelie s au ocupat o echipă, de fapt, noi am căutat foarte mult casă, foarte mult ne doream, pentru că fetița mea iubește foarte mult să petreacă timpul afară, să se joace, iubește tare animalele. Și noi am căutat foarte mult casă și după ce practic renunțasem la idee, am găsit un proiect unde sunt case la fel, ca un cartier cu case noi la fel. Și ne-au rătat niște case asemănătoare care deja erau construite, dar unde la noi urma să se construiască casa, terenul era gol. Și respectiv noi am dat un avans, am achitat în rate, a fost așa posibilitate și ne-au construit casa într-un an și jumătate. Deci voi ați urmărit procesul ăsta? Da, noi am urmărit, am filmat, am fost și am zis, iată, de exemplu, vreau, pe proiect era să fie garderoba în coridor, garderoba ne-am făcut un dormitor, vreau geam la bucătărie, asta era visul meu, pentru că dezvoltatorul din start avea proiect să nu fie geam la bucătărie, dar eu așa de tare visam la asta și după ce am făcut geam la bucătăria noastră, următoarele case tot le-au făcut cu geam la bucătărie și am foarte, foarte că idei bună. Foarte bună, mai ales iarna, vi se pada, vara, vezi. Dar voi ați yeah. atunci când prețurile încă erau raționale, rezonabile sau da, tot au luat o razna? Știi care e faza? Noi am nimerit înainte de război. A fost foarte stresant pentru că foarte mulți plecau din țară, dar noi cu câteva zile înainte dăduseam avans că <gângă> ne luăm casă și noi riscam să rămânem fără bani și să plecăm din țară. Deci a fost o perioadă foarte, foarte stresantă pentru noi, dar, dar iată am luat o decizie bună. Casa este undeva aici în zona municipiului Chișinău? E în Durlești. Cât e scump costă o casă? În ce măsură poți vorbi despre asta? Deci să-ți zic cât costă la momentul actual, pot să zic costă peste 300 de Deja locuibilă, cu reparații? Cu, cu tot, zona ce... în care noi ne aflăm este o zonă foarte bună, terenul pe care îl avem, reparația și da, acum așa ar costa de la, dar noi, ți-am zis, am achitat în rate alte prețuri și încă mai achităm. Încă mai avem de <laughs> da. Adică, dar am făcut o investiție bună. Așa, um, cât de greu v-ați decis să mergeți la, la casă? Voi erați la apartament? Nu ne-am decis greu. Din start eu știam că noi nu o să locuim mult la apartament pentru că ne doream casă, soțul respectiv a locuit la casă, copil mic, avem și doi câini acum care erau acolo pe, Teritoriu da, din strada, i-am luat sau cum la terasa, la caudata, avem grijă. Am văzut că i mai adug si alti 4 pezi. Nu, deja au plecat. Erau femeie acolo, dar deja tot ok. Si ця... am sterilizat? Da, si am adapstit. Adică nu pot să zic, le mai dau drumul și afară să se joace în cartier pentru că ei erau acolo deja. Dar iarna, când e frig, stau la noi, îi hrănesc regulat, ne întâmpi, ne sar și noi se joacă cu noi. Deci așa o legătură să am cu ei. Cum a fost procesul de reparație? Și cât de migălos, pentru că mulți își pierd ultimii nervi la reparații foarte bine organizat și pus la punct, pentru că eu mi-am băgat nasul peste tot. Deci soțul când era la muncă, când venea, plus la toate. Deci să zic că din start eu credeam că n-am să apelez la designer, eu știu cum o să fie pereții, cum o să fie pardoseau, bucătăria, eu tot știu, n-am nevoie. Ne sună dezvoltatorul și ne întreabă, unde și câte prize o să punem? Și tu, <laughs> trei zile și trei să am dormit. Zic, dar eu asta nu știu, știi? Și când faci o reparație, mai ales la casă, dacă ajungi să investești atât, te gândești că nu vrei să ai cabluri peste tot sau să nu pui o priză undeva. Și am apelat și la designer, am spus uite, eu vreau stil american, vreau uh, parchetul așa, vreau culoarea aceea, mobil aceea, gen așa să fie. Și de câteva ori făcut proiectul și... Mici modificări. Da, am mai modificat, după care din timp am comandat mobila, pentru că, apropo, cu mobila e foarte a uh, anevoios. Îi trebuie timp, da? nu e de genul că tu comanzi azi și mâine ți vine. Este un proces de uscare, de exemplu, dacă e din MDF, de vopsit ca și la noi. Și um, eu am comandat-o, ne-am ne apucat în februarie de reparație, în decembrie. Da? Trebuie să analizez fiecare dulap, fiecare uh, poliță, fiecare dacă încape, vin și să fac și măsurări dacă încape din punct de vedere al proiectului, cauți fiecare mâneraș, deci fiecare etap, fiecare magazin, deci așa de mult mi-a plăcut ca tare acest proces, cu toate că a fost stresant și cu toate că noi înainte de asta nu am făcut reparații, deci în apartamente unde noi locuiam mereu era reparații. Și pentru noi, într-adevăr, a fost această o provocare și din punct de vedere financiar, pentru că când faci reparația repede îți dai seama, acolo trebuie, acolo trebuie, asta costă, asta costă. Și acolo nu poți pirate și... A, da, poți, de exemplu, la început să achizi un avans și după asta mai achizi o parte sau încă o parță. depinde de ce cumperi, da? Mai este percepția asta. Rodica Untilă și-a construit casa și și-a reparat-o pe barter sau cu colaborări. Cât de adevărat este? Deci, știi să spui un blogger care are, de exemplu, o audiență ca și -a mea, că nu are colaborări și nu are promovări și nu lucrează, nu-i nu, -i, nu -i nu e relevant, pentru că toți își dau seama că sunt anumite colaborări. Dar, de exemplu, să te gândești logic, să faci un mobil în toată casa, tu nu poți să o faci gratuit, pentru că ea costă foarte mult. Și poți să ai o reducere, de exemplu, sau noi am fost la un magazin și am luat uh, întrerupătoare și se adună la o casă multe bucăți și se adună o sumă mare și soțul zice, uite, noi avem multe să luăm, la o... dacă luăm mai multe ne faceți o reducere, pentru că erau peste 100 sau diferite. Și domnul Cela mi-a zis nimic, o să că vă trimit pe Viber oferta de preț și spune, uitați-vă, acesta este prețul cu reducere, dar dacă soția voastră dorește să ne menționeze și noi, apropo, găsisem la el și cel mai avantajos preț, vă facem o reducere și mai bună. Și asta și normal că te bucură și oricine nu s-ar afla în locul meu și nu i-ar scrie așa mesaj, ar accepta, pentru că tu asta pui la tine în casă. Adică eu văd asta ca ceva destul de ok. Ce aveți în casa voastră ce nu este la nimeni? Ceva original, care poate este ideea ta, sau nu este popular în Republica Moldova. Deci, pro... cu geam am înțeles la bucătărie. Da, okay. știi, mi-am întâlnit acum, am făcut cu urmăritoare, niște urmăritoare, am luat micul dejun și le-am spus câteva instrumente despre Instagram și una din ele îmi spune, așa îmi place casa ta, pentru că, în genere, nu am mai văzut așa proiecte în stil american și se diferențează față, față, de toți care au făcut. Și, într-adevăr, însă și proiectul este unul deosebit. Este un proiect în care tu poți să adaugi decor, să schimbi niște lucruri, să mai adaugi niște elemente și el să capite un suflu nou, pentru că e foarte versatil. Este un proiect care nu iese din modă nici peste 10, nici peste 20 de ani. Noi am investit în materiale calitative, doar dacă, de exemplu, se întreții, se mai vopsești acolo. Deci este spațios, dar un element care mie tare îmi place, hota de la bucătărie. Prima dată au făcut-o me meșterii în companie de mobilă care noi am apelat, așa în stil american, cei care o să intre o să vadă cum e la noi chiar am și un video cu turul casei noastre. Bine, care... Păi, mai puțin, sper să nu intri oamenii așa, când doar care o să fie invitați. Dar... <laughs> adică... <laughs> adică... cei care o să intri? cei care o să intri pe, pe, Instagram cu siguranță. A, da. O să nu intri pe... în casă, A. să nu se înțeleagă greșit. Deci hota e foarte în stil american și foarte stilată și chiar poți pui și n am pus acum de anul nou coroniță, stil american, dar e frumos, am decorat acum de sărbători. Dar ce ți-a scăpat? Iată, v-ați mutat deja în casă, uh -huh. Trăit și când încolo. Ce mi-a scăpat? Da, ceva ce zici că făceam diferit, sau trebuia să fac și asta, și atât. Uite, dorința să mă, mă crezi sincer, eu sunt mulțumit la 100%. Uite, sincer, zic. Da, asta Toată sinceritatea, da, pentru că eu din start am știut ce ce vreau, și eu foarte mult am analizat. Adică. Dacă nu era influencer, uh -huh. crezi că avea acum casă? Cred că nu. Da, eu Cred sunt sinceră. Sincer. Dar eu, eu mereu am fost sinceră. Cred că nu. De fapt, sunt sigură că nu, Da, A. pentru că și soțul meu, da, el câștigă foarte bine în domeniul său și eu sunt pentru aceea, da, ca soția, dacă poate, să. Să lucreze împreună cu soțul și el a simțit sprijinul acesta al meu. Cum ți-am zis, situația, pur și simplu, te duci în magazin și oamenii îți oferă o reducere când tu ai reparație, când cheltuielile sunt foarte mari și când uh, ai nevoie. Cred da, că eu foarte mult am apreciat buntezi? și toată viața am să apreciez asta, știi? Dar da cum v-ați simțit când ați intrat în casă? Iată starea ta. Mm -hmm. Deci, știi procesul ăsta, parcă așa e de emoționant și stresat și tot și simți și parcă îți dai seama că nu mai scoți în capăt și trebuie să te să mai aduci lucruri, ce mai ai de făcut, mai ai de dat. E abia după jumătate de ani de când noi ne-am mutat, am început să simt că aceasta este casa noastră, adică, într-adevăr, simt plăcerea ei pentru că mereu era ceva de făcut, undeva de fugit, mai trebuia ceva. Și anume euforia asta că locuim la casă cu tati, că vara, noi eram vara neamatat și Paula se juca cu animale, era pe afară, era foarte bucuroasă. Da, eu asta conștientizam, dar anume să simt și să savoriez, cred că după jumătate de an. Am observat o chestie în ultima perioadă. <gătă -i> Și să-mi zici ce te-a făcut să schimbi abordarea. Pui accent mai mult pe lucruri de brand, mai puține, de calitate. Anterior tu erai la fel? Ce s-a schimbat în abordarea ta? Deci, Dorina, vreau să zic un lucru că știi, cerințele se schimbă în timp. A fost perioada când eu, de exemplu, mă îmbrăcam și îmi cumpăram lucruri de la piața centrală. După care ne duceam în ea și ne luam de la Zara, de la H&M. După care tu vrei deja altă calitate, alte lucruri. Și și normal, dacă îți permis ceva mai calitativ, de ce să nu ți procuri, mai ales dacă îți place și dacă îți pui scop. Eu am și lucruri da, adică mai accesibile, dar unele elemente deja am observat că îmi servesc în timp anume cele mai calitative, decât să cumperi uh, 10 perechi de ochelari da, de 200 de lei, poți să iei o pereche calitativă care protejează și vederea, mai ales că eu am și miopii și tu știi că nu o să ți cumperi în fiecare an, dar o să ai 5 ani de zile, de exemplu. Și tu pui acum accent mai mult pe haine, încălțăminte sau accesorii? De deci, în haine nu prea investesc doar de să fie ceva pentru un eveniment sau să-mi trebuiască ceva mai... Uh, mai deosebit, dar îmi plac accesoriile pentru că tu poți să le transmiți și moștenire familiei tale, ele îți servesc în timp, adică faci o investiție, de exemplu, dacă ți ai o geantă de 1000 de euro, tu și o ai pe 10 ani, cheltui 100 de euro pe an. Adică eu cred că așa, dacă îți calculezi, o investiție reală, dacă păstrezi lucrul dat. Care este cea mai scumpă piesă sau cel mai scump lucru din garderoba ta? cred că geanta Gucci, dar să-ți spun istoria cu geanta Gucci, asta trebuie să auzi. Deci noi am fost în Istanbul cu soțul, el cu lucru a fost la studii, iar eu cu fetele am fost prin magazine. Și în ultima zi, când deja am făcut noi unele cumpărături chestii, fără bani, cardul gol, cred că aveam nici, nu știu, 50 de euro pe card, intru în Gucci. Zic, vreau să intru și în Gucci. La Gucci reducere. <laughs> și rodica că de așa geanta viselor ei pe care eu o doream de vreo 2 ani de zile și eu o doream de mult, dar știi, eu sunt genul de persoană, da, eu vreau ceva, dar întâi ne mutăm la casă, întâi facem anumite scopuri și după asta trebuie să știi să pui prioritate, eu sunt pentru asta. Și zic, nu, cum, asta e si eu trebuie să-mi iau geanta Gucci. Mă așez, despre asta n-am povestit, știi? Mă așez pe scaun acolo, în Gucci și zic, Ok, eu geanta asta o să-mi iau și cum o să-mi iau dacă am 50 de euro pe card. am zis prietenii mele, Marine, Marina zice, Rodica nu e de să o cu ce poți ajuta? ajut? S-a dus, i-am făcut un transfer, cineva, un client trebuia să-mi dea niște bani. Mai erau cu mătri cu mine tot așa, deci am stat acolo, cred că vreo 4 ore, băiatul a de la cuci ducea să mănânce. Era și pauza de masă, eu nu m-am ridicat de acolo până nu mi-am luat geanta, mai ales era la reducere. Dar cât costa la reducere? Deci, să zic... Deci am economisit 1000 de euro. Costa cât? 5, 6? Aproape 3. 30 3 de euro. sau 35% reducere. Zic, asta Aha. E... <grijă> deci la reducere a costat aproape 3000 de euro. Nu. 1800 la reducere. Sau dar prețul real era de aproape 3000 de euro. Da, da, da. da. Și cum te-ai simțit? Se schimbă ceva, iată, în mintea ta? <grijă> deci... când ai geanta asta în mână cunoscut a mea cu metra mea spune că șampanie, vă mă rog, știi cum, sunt emoții care o femeie, dacă dorești să le aibă și dacă îi place, o să simte bine, mai ales că era și un vis de-al meu, un scop îndeplinit, eu m-am bucurat pentru că eu de mult o doream și dar asta nu înseamnă că eu am să-mi cumpăr doar genți cele mai scumpe, doar de lux și toți banii și bugetul familiei am să cheltui pe asta. Asta așa a fost o dorință mea. Dar din garderoba ta, ăsta este cel mai scump lucru. Eu am două genți de brand, cercei, ochelari și niște centuri, așa, care, care costă un pic și asta. Urmează încă, da? <coughs> nu, nu, nu chiar. <laughs> tu ai spus că citești foarte mult cărți motivaționale de dezvoltare, spiritualitate și tot așa mai departe. Recomandă trei cărți care te-au marcat cel mai mult și care crezi că ar trebui să le citească fiecare dintre noi. Deci, eu am început să citesc dacă mi îmi plăcea un autor, eu citeam toate cărțile. Foarte mult mi-a plăcut călugărul care și-a vândut Ferrariul de Robin Sharma. Dacă e auzit uh -huh. în genere carțile lui tot mute, le-am citit, am citit cartea lui mamei lui Elon Musk, Mei Musk, istoria uh -huh. a ei. Acum se Simbaia am cartea lui, îmi place. Despre business și Da, așa. mie îmi place Grand Cardone, Kiyosaki, toate cărțile le-am citit de da, secret. Asta e, e ceva care... Sunt cărțile pe care, bine, eu în 2011 le-am citit da, când eram Da, sunt de mult care le-am citit. Dar sunt care conțin acești informații. Da. Ia, apucă-te, muncește aici, acum. Ele Ş... acum nu mai funcționează. Atunci pe de mine foarte mult mă motivau și... Ce ține de ultima perioadă, mai mult eu cumpăr diverse cursuri, mai mult ascult în audio uh, și vorbește cated, da, ce ține de dicții. Mm -hmm. Da, asta e asta bune. Hai să da. trecem mai departe. Uh, tu ai zis că ai puțin prieteni adevărați. Da. Ce înseamnă puțin prieteni? Mai am mai auzit declarația asta. Am doar 20. Bune? Deci în primul și în primul rând eu nu am foarte mult timp să plec la diverse petreceri sau să... soțul meu e foarte ocupat cu lucrul său și eu mare parte toată ziua iau fica de la școală, mă ocup cu ea, nu sunt genul de persoană care foarte mult să petreacă, să stea la vorbă, să bărfească, să discute, să se vadă cu prieteni. Avem la noi prietenile sunt mai multe de familie, da? avem prieteni care ne vedem cu familiile, de sărbători, cu vecinii, ne împăcăm foarte bine, cum am făcut cunoștință și avem o relație frumoasă cu dezvoltatorul care ne-a construit casa, am fost și în vacanță împreună și avem așa niște prieteni de suflet buni. Adică la orice vârstă încă poți să ți faci prieteni. Da, nu doar sigur. cei care sunt din copilărie și de la școală. Da, și sigur că am și prieteni din copilărie cu care duc legătura, care sunt și peste hotare. Tu ai menționat de câteva ori că crezi în Dumnezeu. Da. Cum se manifestă credința asta la tine? Mergi la biserică cu regularitate, spui rogăciune înainte de a mânca? Deci bunica mea mi-a implementat asta de mică și părinții mei toți sunt credincioși socrul meu la fel foarte credincios a fost și asta la mine vine din familie. Eu așa am fost crescută și educată. Pot să zic că da, eu mă rog, zilnic, dar la biserică merg în mare parte de Paște de Crăciun. Da, nu atât de des, da, da asta nu e atât. mult să noi asta fac. Da, și... nu atât de des, dar cred că e importantă legătura cu Dumnezeu și pe fica mea asta o învăț chiar nu de mult, eu îmi spălam de ție înainte de somn în baie și fata mea își spunea rugăciune în camera ei și eu foarte mult m-am bucurat, zic nu degeaba, trăiesc pe acest pământ. Adică pentru mine asta e important și eu într-adevăr simt că cineva de acolo de sus are grej de mine. Ce înseamnă pentru tine urmăritorii de pe Instagram? Pentru mine urmăritorii de pe Instagram sunt o relație cu fiecare persoană în parte dezvoltată în timp, pentru că eu aici mă aflu deja de 5 ani de zile, foarte mulți au văzut cum am crescut noi, cum a crescut familia noastră și foarte mulți îmi scriu chiar și peste o perioadă că și-au îndeplinit anumite scopuri, anumite vise și îmi dau seama că eu am un impact în viața lor și asta pe mine mult mă bucură. Cât de mult contează pentru tine like-urile și vizualizările pe social media? Desigur că contează pentru că înseamnă că dacă tu postezi un video și cineva îl aprecia, se regăsești, îi place de tine, te susține, cumva îți lasă o apreciere și asta te motivează tu să creezi conținut mai departe. Ținiți da. cont de recomandarea asta și like-uri, comentarii sub acest interviu. Asta ne ajută pe noi și asta o e foarte știm impresii. Da, știi, eu chiar urmăream bloggeriții pe YouTube și la final de de video mereu spune, susțineți-mă cu un like, cineva spune, cerșești like, dar de fapt asta e o susținere din partea urmăritorilor. Și plus că altfel YouTube-ul percepe acest până. video în momentul în care cineva interacționează cu un like, cu un comentariu sau orice altă acțiune acolo. Uh -huh. Sau dacă urmărești până la finalul interviului. Uh -huh. Așa, ce ai face dacă mâine nu va mai exista instagram eu am idei ce fac pentru că noi ne gândim la viitor și muncim pentru asta și în, primul și în primul rând ceea ce ai în creier și abilitățile pe care le ai, tu rămâi cu tine însă și asta nimeni nu poate să-ți ia. Eu credeam că o să zici, mă trezesc dimineața și plâng până nu mai am lacrimi. <laughs> Dar ai sferit dacă, de exemplu, n ar mai fi Instagram? Știi că eu am fost în asemenea situație și n-am avut Instagram două săptămâni. Desigur că, da, desigur că pe tine te doare pentru că tu s ai în arhivă aici video de, Din 2013 eu am Instagram-ul și poze și ce o parte din sufletul tău, energia ta, gândurile tale, desigur că te afectează în mare parte. De ce să spui că nu? Dar oricum tu te adaptezi. Ce te-ar face să renunți la Instagram? Ce m-ar face să renunț? Probabil dacă nu m-ar atrage să fac asta, dacă n-aș avea emoții, să o fac forțat. De ce oamenii sunt mai răutăcioși pe internet decât atunci când te văd în viața reală? Nimeni nu are curajul să zică ceva răutăcios în față, dar pe online... Rodica U! Deci, în primul și în primul rând, știți, la oameni se întâmplă unele lucruri în timpul zilei, de exemplu. Ceva nu-i merge la serviciu, cu soțul, în casă, în familie, dar el nu se gândește că poate pe parcursul zilei a scris ceva de rău a vorbit de rău cu prietena și, de fapt, rezultatele la ceea ce a făcut el rău și ce ce primești în casa lui e rezultatul la cine el este. Și începeți în primul rând de la voi, de la schimbarea voastră și o să vedeți schimbări și în viața voastră, dacă voi pe interior o să fiți bine cu voi. Și fain ai zis-o, mm? îmi place. Îți place? Eu sunt de acord cu chestia da, asta. Da, adică Omul noi care facem de aici rău, revenin... scuipăm, dar de ce vrem noi să fim așa, toți parte bine cu noi, așa nu funcționează. Adică tot. Și primești după cum uh, oferi. Da. Așa, ce înseamnă pentru tine mama? Mama este ființa care m-a născut, care mă iubește, mi-a dat dragoste și susținere și este aproape de mine, e așa un umăr de sprijin care mereu m-a susținut cred că în ultima perioadă îi place să apară pe, pe story. La început era cam așa Da, sceptică. la început era și ea, nu prea filma acasă, că o să mă vorbească. Nu, Rodica, dar pentru ce ți dat acum, Rodica, dar știi că mi-e -mi pare rău că eu la început nu aveam încredere în tine. Știi, ești așa de bravo și toți așa te laud. Ce înseamnă pentru tine Republica Moldova? Țara unde m-am născut și pe care eu tare o iubesc. Care este probabilitatea că la un moment dat tu și familia ta veți emigra din Moldova? Până ce nu avem aceste planuri, dar posibil la bătrânețe își prefera să locuiesc undeva la munte sau la mare. Și o să lași casa asta păi top? Păi, prin apropiere. <laughs> și, Rodica, ce contează cu adevărat în viață? E, contează cu adevărat în viață familia, să fii împăcat cu tine însăți și să lași ceva valoros în urma ta.